S-a tot vorbit până acum despre furnizorii de energie electrică și piața liberă, însă acum încep să apară și efectele. 1 iulie vine cu facturi mai mari la curentul electric. Consumatorii casnici, care nu au trecut încă pe piața concurențială, vor găsi în facturi prețuri cu până la 30% mai mari. Și gazele se scumpesc. Dacă nu ați făcut-o până acum, puteți oricând să optați pentru un alt furnizor de pe piața reglementată. Din aproape 9 milioane de consumatori casnici, aproximativ 50% au încheiat un contract de furnizare la prețuri concurențiale. Asta înseamnă că, fie din confort, fie din neștiință, fie din alte motive, milioane de români vor plăti începând cu 1 iulie prețul pentru serviciul universal, adică prețul reglementat al energiei electrice, care este de până la 30% mai mare decât prețul oferit de furnizori pe piața concurențială. Nu pot să schimb contractul, să-l trec unde aș vrea, unde așa, se scumpește. Dar de ce? Mai e ceva ieftin în țara asta? Cred că e o problemă pentru mine asta, momentan. Dacă o să plătiți mai mult? Asta e, îmi permit. Specialiștii recomandă în continuare să încheie în contracte pentru energie electrică pe piața liberă. Cea mai bună ofertă de pe piață, cea mai mică ofertă de pe piață, acum are prețul energiei de 0,27 de lei per kilowatt. Vorbim de energie activă, comparativ cu oferta de serviciu universal, care are un preț de 0,35 de lei pe kilowatt-oră, însemnând aproximativ 30% din prețul energiei active. La 1 iulie, piața se liberalizează complet. Eu aș sfătui toți clienții să-și aleagă un preț din piața concurențială, dar cu foarte mare atenție, pentru că sunt prețuri din piața concurențială care sunt mai mari decât prețul de serviciu universal. Prin urmare, să verifice pe comparatorul de oferte ANR care furnizor oferă prețuri mai mici decât prețul de serviciu universal. Nici la capitolul citirea facturii nu pare că stăm prea bine. Mă uit la câți kilowatts, cât am de plătit și gata. Direct la bani, cât e. În restul nu mă uit la nimic. Ca să... asta e adevărul. Deși la prima vedere anexele facturii par complicate, sunt extrem de importante. Aici putem vedea de pildă care este prețul pentru energie activă, adică cel negociat în funcție de care plătim mai mult sau mai puțin de la un furnizor la altul. Pe anexă este foarte important să verifice dacă au preț SU, însemnând serviciu universal, da? Și la preț trebuie să verifice dacă este cu tarife de distribuție și transport. Specialiștii recomandă să folosim echipamente eficiente energetic pentru a avea o factură cât mai mică. O altă schimbare a fost adoptată astăzi. Obligația prezentării actului de proprietate a locuinței pentru care se încheie contractul de furnizare a energiei electrice a fost înlocuită cu o declarație pe propria răspundere.